Acest moment, horoscopul prezentat în direct de Camelia Pătrășcanu. Camelia, suntem atenți. Pentru săptămâna viitoare, berbecii au luni, marți și miercuri, zile minunate pentru a se inspira pentru planurile lor, mai ales dacă au sesizat că există și piedici pe care trebuie să le surmonteze. Mari ambiții în prima jumătate a săptămânii, e de evitat comentarii cu persoane negative sau care i-ar putea face să se răzgândească. Apoi, joi și vineri, zile foarte interesante, au de analizat situația, postura în care se află acum la locul de muncă sau în contextele pe care încearcă să le descurce. Să nu plece urechea la bârfe, să nu se lase intimidat, să meargă mai departe, așa cum și-au propus. Marte este în semnul lor zodiacal, îl vor simți din plin în weekendul care va veni. Fac lucruri mari și au decizii mari. Taurii au și ei planuri mari pe care le pun pe hârtie. Se deschide pentru ei o oportunitate privind colaborarea cu străinătatea. Poate că mulți tauri iau în calcul posibilitatea de a lucra afară. Se pare că de acolo pot veni banii în acest moment. Pe de altă parte, și studiile și de asemenea sunt și ele luate în calcul pentru prima parte a anului. Începând de acum, se aștern pe hârtie tot felul de idei valoroase. Ar fi bine să nu se lase intimidați luni, marți și miercuri de persoane care pot face sau încearcă să facă să se răzgândească. În schimb, pot conta pe prieteni pe joi și vineri, de exemplu. Un sfat bun le-ar prinde bine, iar în weekend, sănătate. Pentru gemeni, au ocazia în această săptămână să verifice care sunt persoanele pe care pot conta. Partenerul de viață, prieteni apropiați, rude, neamuri, și vor vedea în felul acesta, de fapt, cât de mare este influența lor, impactul lor asupra celorlalți și cât de mult au parte de sprijin. În sensul acesta, pentru joi și vineri, de exemplu, pot avea loc discuții, își pun planurile celorlalți și așteaptă să vadă cine sare cu un suport financiar, de exemplu. Așa că, pentru această săptămână, trebuie să vadă, de fapt, care le sunt suporterii. Contează foarte mult pe apropiați și, dacă nu, trebuie să regândească planurile contând mai mult pe ei înșiși. Pentru racii, o săptămână care pune accent pe relația de cuplu, relația partenerială, iar cei care sunt singuri se pot gândi dacă așa vor să meargă mai departe de acum încolo sau sunt mai pregătiți să-și găsească un partener în acest an. Pentru zilele de luni, marți și miercuri, de exemplu, au de analizat, mai ales din punct de vedere financiar, situația lor și dacă nu cumva ar fi mai bine să împartă cheltuielile cu o persoană apropiată. Iar pentru weekend, discuții în familie legat de planuri, proiecte și suportul de care au nevoie, eventual, pentru a putea merge mai departe. Lei au și ei un început de an în care, după această lună nouă care se produce astăzi, multe planuri, mai ales profesionale, își reorganizează cu totul viața, activitățile, obligațiile și sarcinile, pentru că și sănătatea este luată în calcul și atunci totul se schimbă, astfel încât viața lor să fie mai cumpătată și mai organizată. Luni, marți și miercuri pot exista discuții cu apropiații, dar în primul rând cu partenerul de viață, privind viitorul, punctele comune, scopurile pe care și le aleg împreună sau intențiile pe care le au lei și așteaptă o opinie de la partener. Așa că joi și vineri iau și ei în calcul ce au, ce nu au sau ce pierd sau ce riscă să piardă, mai ales în urma acestor schimbări majore. Fecioarele au un început de săptămână și de an foarte bun. Luni, marți și miercuri, zile valoroase pentru muncă, au multe lucruri de făcut. Sunt puțin surprinse de evenimentele profesionale, trebuie să fie creative, să nu se țină numai după manual și să inventeze soluții la situațiile care se creează. Discuții cu partenerii, colaboratorii pentru joi și vineri. Poate că le ajung la urechi niște vești, niște informații și trebuie să le verifice. Cel mai bine ar fi să ceară o părere, o opinie, o explicație persoanelor implicate. Iar pentru sâmbătă și duminică, atenție la sănătate. Pentru balanțe, o săptămână începută foarte bine, cu aspecte minunate pentru balanțe, au chef de joacă, vor să prelungească vacanța, au multe de povestit, sunt într-o formă foarte bună luni, marți și miercuri. Unele chiar au chef și de flirt. Însă joi și vineri sunt zile valoroase pentru muncă, mai ales dacă a scăpat ceva neîncheiat din anul 2018. În tot cazul, sunt zile foarte potrivite pentru a face o scurtă recapitulare. În weekend, risc de discuții, un contradictoriu cu partenerul de viață. Scorpionii
se gândesc la bani, evident, la început de an, și îi și comentează cu membrii familiei, luni, marți și miercuri. Au nevoie și ei de suportul celor din jur. Impedimentul poate să fie un act sau o problemă administrativă pe care o pot rezolva în timp, le cere răbdare și cer în sensul acesta concursul familiei. În tot cazul, încă este o perioadă, nu de acțiune, ci de planificare, și luni, marți și miercuri, în sensul acesta, sunt zile foarte potrivite pentru agendă. În schimb, joi și vineri au chef de distracție, poate chiar își pregătesc o ieșire în weekend și mai au parte de o mică vacanță. Muncă totuși, imediat ce se întorc din scurta vacanță de weekend. Pentru săgetători, este un început de an și de săptămână sub semnul comunicării. Au foarte multe întrebări și trebuie să răspundă la ele, mai ales dacă planurile lor sunt un pic mai îndrăznețe pentru acest an și trebuie să fie foarte bine informați. Caută răspunsuri în prima parte a săptămânii și bine ar fi să discute cu persoane avizate care au trecut prin experiențe similare cu ale lor sau care pot să le ofere o soluție pentru planurile lor. În schimb, joi și vineri, în familie, fie vin musafiri, aceia care n-au apucat să îi viziteze de sărbători, fie trebuie să se ocupe de o persoană din familie și asta nu le place prea mult, de aceea weekendul este doar al lor. Capricornii, încep cu gândul la bani sau aranjamente profesionale care pot să le modifice și sursele de venit. Unii se pot gândi să renunțe la atribuții pentru anul acesta. Este un trend început încă de la finalul lui 2018, pentru că capricornii se pare că vor în acest an mai multă liniște și pun preț și mai mult pe sănătatea lor. Așa că deja încep cu gândul la bani, ce câștigă sau ce pierd dacă fac niște schimbări profesionale. Discuții și poate au nevoie chiar de un sfat competent de la un profesionist pentru joi și vineri, în cazul în care strategia lor profesională se schimbă major. Atenție la discuții în familie în weekend. Vărsătorii au o săptămână foarte bună, un început de an foarte bun, pentru că luna le trece prin semn, sunt inspirați, sunt intuitivi și e bine să-și folosească intuiția și atunci când au discuții cu persoane apropiate, dar și când își fac planuri de viitor. Vor lucruri mari pentru acest an și au toate șansele să impresioneze, să aibă mai mare succes la public, așa că își propun asta încă din primele zile ale săptămânii. Se gândesc la bani, însă joi și vineri. Banii însă nu vin neapărat pentru că îi vânează vărsătorii, ci mai curând folosindu-și talentele, arătându-și talentele, cumva de la sine ele vor fi recompensate. Deci trebuie să fie mai atenți la propria lor persoană și la harurile lor. În weekend, poate au chef de o mică excursie sau călătorie, dar atenție, există risc de accidente pe drum sau tot felul de mici probleme dacă nu sunt bine organizați. Pentru pești, o săptămână care începe un pic mai lent pentru pești, poate prelungesc vacanța sau trebuie să-și încarce bateriile sau poate chefuiala de sărbători i-a lăsat un pic vlăguiți de vitalitate. Deci, luni, marți și miercuri, mai mult odihnă. Oricum, trebuie să înceapă gradat. Iar pentru joi și vineri sunt în formă mai bună și deja se gândesc la lucrurile mari pe care au șansa să le realizeze în acest an, pentru că Jupiter este în semnul carierei. Iar sâmbătă și duminică, deja gândul este la bani. E posibil să cheltuiască compulsiv ce n-au apucat să cumpere în 2018, să facă acum la început de an. Așa că o săptămână foarte bună, cu lună în creștere, ne vine cu plin anul 2019, să ne bucurăm de aspectele astrale și să ne facem planuri mari pentru 2019. Și foarte important să apucăm să citim cartea. Horoscopul 2019, care este un ghid pentru fiecare zi a anului pe fiecare zodie în parte. Camelia Pătrășcanu la știrile dimineții, mulțumim și la mulți ani. Continuăm, privim către alte